Preafericitul părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a oferit distincții și diplome persoanelor implicate în campania Sănătate pentru Sate. Evenimentul s-a desfășurat în sala Europa Cristiana a Palatului Patriarhiei. Citind cu atenție raportul prezentat, am constatat efortul deosebit pe care l-au făcut cei 87 de voluntari, medici, asistenți medicali și personal auxiliar de la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului, coordonați de Părintele Arhimandrit Ciprian Grădinaru și încurajați de părinții consilieri patriarhali de la sectorul filantropic al administrației patriarhale, preotul Cezar Antoniu Dumitrașcu și preotul Ciprian Ion Ioniță. Cele 35 de deplasări ale caravanei Sănătate pentru Sate în localități rurale din județele Ilfov și Prahova au avut ca rezultat 3.323 de beneficiari, în majoritate vârstnici și copii, care au fost consultați medical cu multă atenție și mult profesionalism. Observațiile și concluziile sistematice detaliate ale acestui raport vor fi comunicate Ministerului Sănătății potrivit protocolului de cooperare amintit mai sus pentru o mai bună evaluare a situației din mediul rural și pentru măsurile viitoare care se impun. Un aport deosebit a fost buna cooperare a preoților parohi și a primarilor din localitățile vizitate cu echipa de voluntari din proiectul Sănătate pentru Sate, mobilizând populația din mediul rural spre a beneficia de consultații medicale gratuite. Deși a fost lansată la nivelul Arhiepiscopiei Bucureștilor, în ultima perioadă, campania Sănătate pentru Sate a fost extinsă și la nivelul altor eparhii din țară.